ce pot găsi potențialii clienți în Shore? În primul rând, cea mai bună opțiune din sectorul 6, unde pot veni să vadă amenajarea, amplasarea blocurilor în cadrul proiectului Grand Via Park, să vadă un apartament model pe care l-avem finisat chiar în cadrul showroom-ului, să discutăm despre schițele apartamentelor disponibile, despre cerințele lor, despre necesitățile lor și să le amplasăm oferta astfel încât să le fie lor bine ca și cumpărători și să fie încrezători de faptul că au luat cea mai bună opțiune. La ce mijloace de transport au acces potențialii clienți? În primul rând la metroul Lujerului, la stația de metrou Lujerului, care este la 5 minute distanță de proiectul nostru, după care la RATB-ul, la 137-138, la stațiile de tramvai 41, stația de tramvai numărul 5, de asemenea, ca și amplasament al proiectului nostru, este amplasat într-o zonă semicentrală. Este plața lângă, avem Cora Lujerului, avem Lidl lângă, avem la 5 minute distanță parcul Mogiroș și, de asemenea, avem un parc chiar în interiorul complexului. Cu ce se diferențiază Grand Via Park față de alte ansambluri? După cum am menționat mai devreme, parcul din interiorul complexului este cel mai mare plus al acestui proiect. Pe lângă dezvoltatorul Grand Via, care a mai construit și are un renume în spate, de asemenea, poziționarea lui are mall-ul aproape, are supermarketul Cora, are Lidl-ul aproape, există acces foarte rapid către toate punctele de interes ale Bucureștiului. Ce tipuri de locuințe se găsesc aici? Apartamente de 2 și 3 camere în prima fază a proiectului, urmând ca ulterior să fie amenajate eventual și garsoniere și apartamente de 4 camere, dar în principal apartamente de 2 și 3 camere. Apartamente decomandate care se predau la cheie cu pachete de finisaje, care au structură și li se oferă o calitate și o siguranță în amplasarea lor. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumesc frumos!